bine ați revenit la Biserica Sfânta Treime din Hendon, serviciu de botez. Suntem fericiți să vă putem sluji. Și seara asta avem 6 candidați pentru botez. Este cel de-al 4-lea botez pe care îl facem anul acesta și mulțumim Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit în timpul acesta. Amin! Bănuiesc că ați mâncat bine, alții ați dormit. Ați și dormit. O parte dintre dumneavoastră ați continuat ce ați început în biserică dimineață. Nu, am glumit. Nu, că ați fost treci toți. Copii, dacă mai aveți, puteți să duceți la școala duminicală. Mulțumim și departamentului de școala duminicală al bisericii. Pregătiți să cântați. Amin. Pregătiți să vă rugați. Pregătiți să ascultați și să împliniți cuvântul. Dumnezeu să ne ajute atunci. Ne ridicăm în picioare și începem să lăudăm pe Domnul nostru. Mare, Sfânt!
Mulțumim, Doamne, pentru după masa aceasta. Ne-o dai în dar iarăși și îți mulțumim pentru fiecare clip în care putem chema numele Tău. Mulțumim pentru că și astăzi ai fost credincios promisiunii pe care ne-ai făcut-o când am deschis biserica aceasta, că ne vei binecuvânta mai mult decât merităm și mai mult decât credem. Mulțumim că sângele Tău a curs din nou cu rod și îți mulțumim pentru cei îmbrăcați în haine albe. Binecuvintează pe ei și familiile lor. Binecuvintează, Doamne Dumnezeule, lucrarea aceasta în viața lor și fă să fie o lucrare puternică. Dar vrem să te lăudăm, Doamne, și vrem să-ți mulțumim toată biserica. Haideți să ne rugăm înainte Dumnezeu și să-i spunem în după masa aceasta că-i sărutăm mâna care ne-a binecuvântat atât de mult. Toată biserica se roagă. Amin. Tată ceresc, este doar deșertăciune. Numai Tu poți da vieții usezi, ca să trăim pe tot timpul. Viața
ce-ai făcut un om nou din mine. Ai pus în mine un dor nespus, dorul de-a fi lângă tine. Duhul tău sfânt mi-a dat dragoste pus în mine un dor nespus. Ai pus în mine un dor nespus, dorul de-a fi lângă tine. Viața doar tu mi-ai schimbat, Iisus, și-ai făcut un dor. Reocupați locurile, mai cântăm o cântare împreună. Ați cântat bine în seara asta. Care e pentru prima dată la noi în biserică? Ridicați mâna sus. Aplaudați-i. Nici nu știți ce ați pierdut de 9 luni de zile de când suntem aici. Dar ne bucurăm că suntem împreună în seara aceasta, după masa aceasta. Iată că Dumnezeu dă din nou soare peste Londra, ceea ce e cam greu în țara asta. Și ne bucurăm mult pentru voi. De fapt, într-un fel sau într-altul, voi sunteți oamenii pentru care Dumnezeu în mod special se bucură. Noi ceilalți facem figurație aici pe lângă voi. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim echipelor de slujire. Mai cântăm împreună o cântare. Sub stăjerul care strigă, glasul meu răsună astăzi pentru voi. Să aveți candela aprinsă și de-al lanț acum să vii pregătiți. Nu mai este mult din noapte și luceafărul de cer va răsări. Ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iară cel ce ne-a mântuit.
cer. Glasul meu sună noapte, să-l audă vrea creștinii peste tot. Iată împăratul vine, pașii lui se aud mai clar, îndepărtăm. Lasă lumea și păcatul, incurat să-ți fie haina ce o poți. Strigă acum a doua oară, ascultați-mă din somn, să vă treziți. Ziceți amin. Amin. S-au străduit și au făcut repetiție oamenii ăștia, băieți buni. Haideți să văd puțin și cam cum, din ce biserici veniți. Așa, să zic, dacă avem din biserica catolică cineva, romano-catolic sau greco-catolic, lăuda să fie Iisus. Mă bucur să fie. Dacă avem din biserică ortodoxă, vrem să-i salutăm. Ridicați mâna sus. Dacă avem din Biserica Baptistă, dacă avem pentecostali, văd eu la colectă. Dacă avem creștini după Evanghelie, reformați, dacă avem adventiști, vrem să-i salutăm și pe coasta Domnului. Suntem de multe biserici aici. Dumnezeu e bun cu noi. Eu sunt foarte fericit. Probabil că atunci când îi botez ne mai aduc și candidații, dar știu un singur lucru, că întotdeauna la o biserică ne aduce Duhul lui Dumnezeu. Și mare Duhul lui Dumnezeu peste noi astăzi. De-aia abia aștept ca să predic. Dar înainte de asta, o rog pe Rebecca să vină să cânte o cântare. Ne cunoaștem vreo 15 ani, poate și mai bine. Pe vremea când nu era măritată cu Cristi. Pe Cristi l-am cunoscut separat, pe aceea am cunoscut și împreună Rebecca, fost Avram, actualmente Ile. Nu ți-a schimbat numele? Da? M-am gândit eu că păstrai ceva din la vechi. Domnul să te binecuvânteze, Rebecca, o cântare cântă. Și apoi urmează ceva spectaculos. Te vedeți. Poți să-L chem pe Domnul
chiar și când ți-e greu, cu putință este tot la Dumnezeu. Poți să chem pe Domnul chiar și când ți-e greu, cu putință este tot la Dumnezeu. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni mai mare și mai bun ca El. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni mai mare spre bine, El ți-o va împlini. Poți să cer minunea cât de mare ar fi, dacă ți-e spre bine, El ți-o va împlini. Cu putință iese tot la Dumnezeu. Poți să ceri minunea cât de mare ar fi, dacă ți-e spre bine, El ți-o va împlini. Mai bun ca El. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni mai mare și mai bun ca El. Amin. Mulțumim, Rebecca. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi ne mai întâlnim la următoarea cină din septembrie, nu din august. În august va fi un alt coleg de-al nostru aici cu noi la cină. Pentru că, așa cum spuneam dimineață,
posibil să mă duc în concediu, nu-i sigur. Exact când m-am stabilit că plec în concediu, mi-a spus unul dintre păstorii bisericii noastre că în mijlocul concediului meu își căsătorește fata. N-am zis nimic, dar și eu să-mi căsătoresc beatul când merge în concediu. Anul viitor, așa am hotărât în sine mea. Îl întreb prima dată că merge în concediu și apoi stabilesc nunta. Nu de alta, ca să vadă și el ce bine să vii din Constanța până în Beiuș. Bun. Deci ne întâlnim în septembrie și cu școala de predicare tot în septembrie. Pentru cei care sunteți la școala de predicare, prima întâlnire, din octombrie începem cursurile practice și ne bucurăm și pentru asta. Săptămâna viitoare, cu banii dumneavoastră, se construiește un acoperiș la o casă. Probabil că vom termina încă 3 amenajări până la sfârșitul anului, începând ca din august anul viitor, în fiecare an, biserica noastră să construiască în România o casă pentru oamenii nevoie. Mulțumesc Dumnezeu pentru că ne-a pus pe inimă lucrul acesta și că oamenii au fost atât de receptivi pentru lucrarea aceasta. Mulțumim și pentru containerul strâns, e aproape, cred că e finalizat, va pleca pe un tir spre România și iată că Dumnezeu face minuni prin noi. Înseamnă că aveți o viziune bună. Vreau să mulțumesc departamentului de misiune și de evangelism al bisericii noastre, cel care fac ce evangelizare, pentru că am reușit performanța ca în timpul acesta aproape tot la 2 luni de zile să avem un botez. Ne dorim ca în fiecare lună să avem un botez și cred că e un obiectiv realizabil din octombrie încolo. Fie Domnul lăudat pentru toate. Mulțumesc pentru jertfa voastră deosebită. N-avem datorii, mergem înainte și din punct de vedere financiar și sunt convins că Dumnezeu va binecuvânta deja pentru faptul că ați dăruit, pentru că Dumnezeu nu se lasă niciodată dator nimănui. Și ca să nu stăm pe portofele, ridicați pe picioare, cântăm Domnului, timp în care facem și colecta pentru susținerea lucrării Domnului aici, la Biserica Sfânta Treime, Hendon. Domnul să vă binecuvânteze. Cântăm și apoi ascultăm Cuvântul Sfânt. Domnul ne-a creat după tipul său, El ne-a învățat să luăm ce e rău, să nu ne mai întoarcem pe unde am fost, că n-are niciun rost. Nu mai vrem în lume să rătăcim, vrem de azi viața cu El s-o trăim, tot ce avem să punem în mâna Lui, în mâna Domnului. Și dacă trăim, ajută-ne, Doamne, că dacă am murit pentru Tine din punct de vedere al păcatului, să trăim pentru Tine neprihănire în fiecare zi.
Și îți mulțumim pentru seara aceasta și pentru cuvântul Tău și pentru ceea ce au dăruit. Și îți mulțumim pentru că ne iubești și îți mulțumim că ne porți de grijă, că ne dai pâine și ne-ai binecuvântat în fiecare zi. Slavă Ție în veci. Amin! S-a terminat colecta? Nu s-a terminat. Mai cântăm vreo 6 cântări atunci. Când e gata, nu spune gata. Dar nu, vis oricărui păstor să fie colecta pe 5 cântări. Bun, ne uităm în Ioan, în capitolul 8, cei care aveți Biblie cu voi. Ia ridicați-le să văd. Apropo, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 și o poșetă acolo, 10. Bun, în Ioan, în capitolul 8, citim câteva versete deosebit de importante. Ioan, capitolul 8, versetul 30. Pe când vorbeau Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a zis Iisus, că oricine trăiește în păcat, e rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi sau liberi. Amin. Să reocupăm locurile. Sigur e gata colecta. Tot vă văd acolo în spate, nu știu. În această seară m-am gândit să vă vorbesc despre libertate. Dacă vă aduceți aminte, cei care au trăit perioada 89 în România spuneau la un moment dat că au murit pentru libertate. Ne dăm seama după 25 de ani că libertatea este cu totul altceva decât am crezut. În toți anii aceștia mi-am dat seama de fapt că libertatea nu e o stare exterioară, ci o stare interioară. Pentru că unul dintre lucrurile care va trebui să le învățăm cu toții este că acel robește-mă, Doamne, acel strigăt al lui Toma de Kempis, ca să fiu liber, rămâne valabil doar în momentul în care înțelegi că libertatea este o stare interioară. Unul dintre prietenii mei, băiat șmecher el și cu bani mulți, a reușit și performanța să se îmbete într-o seară și a căzut de la balconul casei pe trotuar. N-a murit, a rămas doar în căruciorul cu rotile. După aceea s-a întors la Dumnezeu, l-am botezat. Știți ce mi-a spus? O zis: pastore, te rog să mă crezi, ești atât de fericit pentru nenorocita aia de căzătură. Pentru că atunci când, înainte de căzătura aia, aveam trupul liber și sufletul în căruciorul cu rotile. Acum am, zice, sufletul liber și trupul în căruciorul cu rotile. Și crede-mă că e mai bine. Crede-mă că e mai bine. Îmi doresc să vă păstrați și trupul întreg, și sufletul și duhul. Îmi doresc din toată inima ca să nu se întâmple nimic rău în viața dumneavoastră, ca să-L cunoașteți pe Hristos. Uitați-mă, cea mai fericită formă de cunoaștere lui Hristos. Libertate, pace. Nu trebuie ca să te duci la citostatice și să ziceți când îl băgați în apă: domnule, mă țin puțin de perucă, că se întâmplă așa. Sau ne legăm zdravă cu baticul ca să nu plece peruca pentru că o pleca părul. Nu vreau așa. Pentru că se spune că cel mai bun evanghelist e necazul, e o prostie. Dacă necazul ne aduc lângă Hristos, necazurile nu ne țin lângă Hristos. Pentru că singurul factor care ne ține lângă Dumnezeu e dragoste. Dacă nu o să aveți dragoste pentru Dumnezeu, vor veni peste dumneavoastră necazuri, frământări și durere. Pentru cei care vă mai aduceți aminte, unul dintre episcopii Bisericii Baptiste Ruse a fost George Vince. El a fost condamnat pentru credința baptistă la 25 de ani de pușcărie în Siberia.
Și dacă vă mai aduceți aminte din istoria, că nu e destul de îndepărtat asta, ca să nu vă fie, să nu vă apuce frisoane când vă gândiți la ea. Judecata lui s-a făcut public la postul de radio național rus. Judecata lui George Vin s-a făcut public ca fiind judecata unui om foarte periculos. Și lui au spus că dacă retractează faptul că vrea să mai fie episcopul Bisericii Baptiste Ruse și că nu-L iubește pe Iisus Hristos și că renunță la Hristos, i-au spus că îi vor reda libertatea. Dacă nu, va merge timp de 25 de ani, de care mi se pare că și stă pe toți, în Siberia. Și povestea omul acela, în timpul procesului, eu spun ce a zis el, în timpul procesului a început să mă prindă dintr-o dată, uitându-mă la soția mea, la fiica mea, uitându-mă la cei dragi mei care au în sala de judecată. A început să mă prindă dintr-o dată ispita de a zice nu-L iubesc pe Hristos, că doar El știa că nu e așa. Îmi venea să zic mai bine să retractez asta. Și în timp ce stăteam acolo în fața completului de judecată, a venit fiica mea de 9 ani pe coridor și a spus așa: tată, să nu zici asta. Mai bine fără mine și fără mama, zice. Mai bine în temniță și în libertate cu Hristos decât liber cu mine și cu mama și în temniță fără Dumnezeu. Nu zi. Nu zi. Nu-ți trebuie mai mare necaz decât să nu poți dormi noaptea. Nu-ți trebuie mai mare necaz decât să știi că dracul vine la tine în fiecare oră și zice... Nu-ți trebuie mai mare necaz în viață decât să fii robul lucrurilor și a obiceiurilor proaste. Am fumat și când aveam țigări. În mine, în urmă cu 25-30 de ani, pe întuneric, în patru labe, ca animalele, să căutăm un chiștoc. A văzut dependenții de droguri care sunt în stare să ucidă pe cineva. L-a omorât pe unul, dacă mai țineți minte, în România, în urmă cu vreo 15 ani, pentru un ceas de pe mână, pentru un băiat de 11 ani. Dependență. Dependență de oameni, dependență de obiceiuri, dependență de lucruri, dependență și robiți, domnule. Robiți de muncă, robiți de bani, robiți de mașini, robiți de bănci, robiți de... Deci, domnule, n-a fost robit nimănui. Hai, serios? Nu-ți trebuie decât un nenorocit de împrumut din bancă. Și să vezi când trebuie să plătești rata, ce friguri te apucă. Înainte cu o zi. Robie, nu n-a fost robit nimănui. Cum să nu fii rob când toată ziua ești pe cântar, de 8 ori pe zi? Ca și cum te-ai putea modifica dramatic. De la ora 12 la ora 6 după masă. Te uiți în oglindă, dar ce cap frumos răsare. E al meu, oare de la cui? Anxietate și bulimie, nu mai zic nimic, că nu vreau să-i stric predica lui Sleza când vine acasă. Din concediu. Suntem robi. Robi. O grămadă dintre noi de aici suntem robi, să nu vă faceți probleme. Și mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne elibereze. Amin. Rob de frică. Avem probleme cu somnul și avem probleme cu nesomnul. Avem o grămadă de lucruri de care să ne fie frică și cele mai multe dintre ele, 95% poate, nu se întâmplă. Ne îngrijorăm. Ne doare stomacul, ne zăpăcim de cap, frământări, robi. Sunteți robi de telefon. Dacă nu scrieți, să vedeți unde e acum, nu? Uitați-vă să vedeți dacă l-ați pierdut. Uitați-vă în poșetă. Dacă nu-i. Apropo, am găsit un telefon aici. Am găsit un telefon în spate. Știa cu ei cineva? Cu ei. Nu e a vostru. Suntem robi. Dacă nu ne uităm la știri, dacă nu ne uităm la match, dacă nu ne uităm ce a scris fiecare pe Facebook, de 100 de ori pe zi, să vedeți cine s-a mai dus în concediu. Și-a dus și pisica sau nu și-a dus-o? Contează foarte mult dacă a plecat singură sau a lăsat pe nenorocită aceea de felină în apartament închisă. Vreți să fiți liberi? Știți cum arată un om liber?
Din punct de vedere spiritual, pentru că celălalt îi știm, domnule, ăia blegați sunt cu costume din acelea dungate. Am avut sunt vreo 15-20 de ani, atunci eram în biserică. Mi-a dus o fetiță la binecuvântare, s-a ținut-o în brațe și m-a rugat pentru ea. Că dacă ați băgat de seamă, vedeți că nu prea ține copiii în brațe, de atunci nu mai țin. Au început corul să râd în timpul rugăciunii. Corul de obicei nu se roagă. Rar e corul ăla să fie de oameni pocăiți. Se vezi, da? Sărăcuța de era o țigăncuță care am ținut eu în brațe. Săraci lipiți pământul lui. O făcut pipi la mine pe cravată în timp ce o țineam în brață. N-au avut nimic pe dedesubt, nu o rochiță. Și atunci, surorile de la biserică, diaconițele noastre, ce le-au trecut prin cap? Nu numai că au adus cutece. Nu știu ce, olandez au venit în Beiuș și au adus niște costumașe pentru copii din alea micuți, galben cu mov. Dar erau așa ca deținuților. Și la toți le-au dat câte un costum din ăla că veneau la binecuvântare. Parcă toți copilașii erau niște deținuți când îi îmbrăcau așa și mi-aduceau mie. Țineam în brațe câte un infractor. Asta mi-am gândit acum, în clipa asta. Cum arată oare un om liber? Un om liber. Și prima caracteristică a omului liber. Și eu cred din toată inima că dumneavoastră sunteți oameni liberi astăzi. Dar eu vă spun acum și dacă dumneavoastră nu descoperiți semnele astea, încă mai aveți timp să vedeți ce e cu neregulă cu viața noastră. Și noi de aici. Prima caracteristică a omului liber este că omul acela nu mai ascultă de îndemnurile păcatului. Pentru că unul dintre lucrurile pe care trebuie să le țineți minte este faptul că Satana și astăzi, și la bazin, și după ce ieșiți afară din bazin, și înainte, și după tot timpul va spune, vine cu oferte. Toată viața noastră este o viață de luptă contra unor impulsuri din interior și din exterior, pe care diavolul le orchestrează în viața noastră. Credeți asta? Unele sunt deja aici. Unele vin de afară, unele vin prin ochi, prin minte, prin, eu știu, prin oameni, prin vorbe, prin ceva ce ne frământă, sau nu ne-o frământa până acum și toată ne dă seama că suntem slabi. Și Satana vine mereu reînnoindu-și oferta. Atenți cu privire la ispitele neașteptate și știți de ce? Pentru că acolo unde credeți că sunteți tari, de obicei vă feriți. Dar diavolul e maestru de multe ori, n-ați demonstrat de fapt că acolo unde nu te ferește, lovește. Unul dintre prietenii noștri și frații noștri de aici din biserică, știți ce mi-a spus? Că 9 ani de zile s-a luptat cu alcoolul, că e pocăit de 4 ani de zile. Și de 4 ani de zile diavolul n-a venit niciodată cu problema alcoolului în capul lui. De ce? Știe că aici e tare și se pregătește. Dar îl va ataca unde nu s-a gândit. Este foarte important să înțelegeți că omul care e liber, prima caracteristică a omului cu adevărat liber, robește-mă, Doamne, și voi fi liber, este că omul acela nu mai ascultă de îndemnurile păcatului pentru că acela se luptă. Am căzut, pentru că nu v-ați luptat, spune Sfânta Scriptură, până unde? Până la sânge. Până acolo unde se vă doară. Exact așa cum mai ține mâna în foc. Să o bagi în flacără sau să o ții pe plită. Să faci un pariu cu viața, dacă îl poți face, că te vei rezema de o plită încinsă și roșie și câtă vreme vei ține palma întinsă și rezemat pe palma respectivă, atâta vreme vei săruta-o pe luce. N-am ajuns încă să ne luptăm și să vedem că am pierdut ceva pentru asta. Pentru că niciunul dintre noi nu vrea să piardă, ci vrem doar să câștigăm, dar câștig fără pierdere nu există. Prima dată trebuie să moară ceva ca să învieze ceva în tine. Diavolul va veni la tine mereu și va spune, și la 80 de ani, și la 60, și la 50, și la 40, și la 18 ani, el își va doza ispita. Dar tu te vei lupta. Eu nu spun că nu vei scădea. Dar semnul unui om liber e faptul că se luptă. Și dacă e învins, înseamnă că s-a lăsat greu. Că s-a lăsat greu. Știți ce va trebui să facem cu păcatul? Cei care au citit Ezra. Știți că acolo s-a întâmplat un divorț național, că Dumnezeu a fost supărat
La un moment dat pe torul poporului și a spus în felul următor. A zis, v-ați căsătorit cu fete străine. A venit Ezra în fața lor și probabil că erau câteva mii de cupluri care erau căsătoriți mixt. Și ce le-a spus Ezra? Păi din două, acasă toată lumea. Vă trimiteți nevestele și bărbață care nu sunt din poporul lui Dumnezeu și le duceți acasă. Gândiți-vă, oameni buni, și trimiteți-le acasă. De unde ori venit. Oameni buni, aveau copii cu ele. În două versete, parcă Biblia rezolvă problema și le-o trimis acasă. Ce simplu-i. Când de fapt erau de 10 ani, de 15, de 20 de ani, împreună. Asta e divorț național. Și ce ar trebui să faceți asta? Cu păcatul din viață. Te doare puțin și trebuie să te doare. Același lucru să-l auzi la catolici, la ortodoxi, că trebuie să vă luptați împotriva, la pentecostali, la baptiști, că de fapt o să fiți eterni nenorociți ai vieții spirituale câtă vreme nu vă luptați. Eu nu am vorbit aici de biruință, că nu totdeauna o să biruiți. Dar va trebui întotdeauna să vă luptați. Să vă lăsați greu. Eu înțeleg, mă, că cu campionatul, ultima dată când a fost acela, era campionatul european de fotbal. Am venit acasă în România, stilul ăsta nostru, iute. Am descoperit un lucru, că nu suntem pregătiți să jucăm două repriză. Numai una. Așa suntem creați ca popor. Așa suntem creați ca și creștini în România. Asta ne luptăm numai. Și vrem să avem victorii spirituale fantastice cu preț de mâna a doua. Cu preț ieftin. Victoriile adevărate costă. Costă. Aici se cere întotdeauna jertfă și durere. Și ce a spus Luther? Bate că eu nu-s fan al lui, dar în sfârșit. Zice Luther, pe deasupra casei mele trec multe păsări. Nu le pot opri. Dar le pot opri să-și facă cuib la streașina casei mele. Asta trebuie să opriți voi în viața dumneavoastră. Cuiburile, nu păsările. Că păsările vin și pleacă. Dar cuiburile sunt o problemă în viața dumneavoastră. O problemă. Niciodată păcatul nu e la prima vedere, ci la a doua. Haideți să vă explic cum e cu păcatul. La cabană. Am mult vreo câțiva ani de zile, singur. La mine mă duc să scriu ceva, trebuia să scriu vreo 20 de pagini pentru lucrare de doctorat, liniștit acolo. Mă duc să prind focul, frig, cutie de chibrituri. Ghiciți ce era pe ea? O nenorocire. Pe cutie de chibrituri. Satana și o aruncai. Stau puțin și mă gândesc, măi, dar pe cum a putut să pună pe femeia aia pe cutie de chibrituri, zic eu? Dacă o văd copiii, mă, ia copiii chibriturile în mână și vor să-și aprindă și ei o căpiță, o casă, să bucure și pruncii de chibrituri. Și când colo pe asta, să văd, poate că n-am văzut bine. Cred că ați înțeles ideea. Poate că n-am văzut bine. Se spune, există dragoste la prima vedere. Ce ziceți așa, apropo? Există sau nu există? Pe o femeie nu o cunoști bine niciodată până nu ajungi cu la tribunal. O singură poveste de succes am prins așa, dar au fost pe trecere de pietoni. O zic, o trecut amândoi pe trecere de pietoni, unul într-o parte, unul într-alta, doi colegi de mei și în toată zice că l-a lovit pe el o flacără din aceea violetă, ca pe domnul Băsescu, era o problemă cu flacăra violetă, că v-ați aminte. Și o fel de ceacră din aia. Și din clipa aceea au zis că pentru el femeia aia a fost. Da, e o singură poveste și eu știu mai multe de mai grele povești decât asta. Omul cu adevărat liber nu mai ascultă de îndemnurile păcatului. Adică dacă vine satana și zice, uite, n-ai zis, n-am vreme. Niciodată să nu stați la povești cu el. Tinerii, cei trei tineri la cuptorul de foc, i-au spus un Nebucanețar. Când au zis Nebucanețar, bă, poate voi nu m-ați gândit bine, mă, hai să mai punem o altă muzica să cânte. Și ce-au spus? Împărate, ne-am gândit foarte bine, nu mai lasă muzica. Cu satana să nu stați de povești niciodată, pentru că e mai bun povestitor ca dumneavoastră. E mai deștept. Nu vă vine să credeți că e mai deștept? A fost în cer oameni buni. A fost una dintre cele mai puternice creaturi ale lui Dumnezeu.
Nu mai ascultați de îndemnurile păcatului. Știți ce trebuie să, fugi, să faceți? Să fugiți. E cea mai simplă idee. Al doilea lucru care trebuie să-l aveți ca oameni liberi este că o caracteristică importantă a omului liber este că omul ăla prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Îi place de Sfânta Scriptură. Iubește Biblia, pentru că de fapt acolo e filonul puterii lui. Omul cu adevărat liber trăiește după Biblie. Și ultimul argument este acesta lui și primul. Scrie. Pentru că scrie. Eu nu am alt argument cu dumneavoastră. Stau și am de-a face cu o grămadă de tineri, la facultate sau în altă parte, și spun dovezi pentru existența lui Dumnezeu. N-am. Dacă ei nu sunt o dovadă, dacă voi nu sunteți o dovadă, dacă soarele ăsta nu e o dovadă, dacă maică ta nu e o dovadă, că nu te-o scos cimpanzeu, n-am dovezi. Dar nu eu trebuie să caut dovezi că există Dumnezeu. Tu trebuie să cauți dovezi că nu există. Că tu nu crezi. Eu cred. Și dacă tu nu crezi, dovedește că nu există. Restul sunt dovezile mele. Înțelegi? Dacă voi vă duceți cu cineva și omul acela nu mai ascultă de Biblie, noi nu mai avem alte argumente cu ei, oameni buni, și nici nu mai încercați, că vă bat la argumente. Noi fără Biblie suntem foarte slabi. Noi nu avem cum să explicăm științific o grămadă de lucruri. Dar noi nu putem, noi nu putem să explicăm nici măcar o dragoste atât de mare ca lui Hristos într-o lume în care nu-ți dă cineva 10 lire. Cum să explici cuiva despre dragostea lui Hristos care muri pentru mine și pentru tine? Puteți explica lucrurile astea? Puteți vorbi despre soarele care stă în loc, despre trecerea unei mări roșii? Puteți vorbi despre un om 3 zile în pântecele unei balene? Puteți vorbi despre învierea unui putre din morți, Lazar? Cu cine nu vrea să înțeleagă, argumentul vostru e Biblia. Iar cine nu crede, nu mai aveți alte argumente, să știți. Dar pentru asta trebuie să o iubiți, să o citiți, să o credeți, să o urmați, pentru că în fiecare cuvânt din Biblie e Dumnezeu. Cine nu iubește Biblia, nu-L iubește nici pe Dumnezeu. Cine nu citește Biblia, de fapt nu-L iubește pe Dumnezeu. De fapt se minte! De ce credeți că România a ajuns în halul în care a ajuns din punere spiritual? Pentru că au luat Biblia din mâna oamenilor. Când iei Biblia din mâna poporului, las că voi explicăm noi pastorii și preoții. Voi să stați, vorba lui Ceaușescu, la locurile voastre. Așa se nasc. Și îmi spun, domn profesor, dar nu mai citesc tinerii Biblia. Știu, tinerii nu mai citesc nicio carte. O să fim în curând o generație de oameni fără cuvinte. Și cuvintele le suprimăm. Nu mai avem nici cuvinte în SMS-uri să scriu bucăți de cuvinte. În curând o să fim din nou în copaci cu bâta după noi. Și o să ne omorâm cu ciomege. Asta e istoria acestui univers, acestei planete în care trăim. Tot la câteva sute de ani o luăm de la capăt iar. Și ar trăi în canevul mediu. Vorba lui Einstein. Nu știu cum va fi al treilea război mondial, zice Einstein. Dar știu că al patrulea va fi cu măciuci. Cu bâte. Cu pietre. Că suntem condamnați să o luăm de la capăt câtă vreme nu înțelegem că Biblia, cuvântul Dumnezeu, are dreptate întotdeauna. Vă garantez că dacă n-ar fi Constituție în România și să trăim toată țara aceasta după Biblie, pe cuvântul Dumnezeu, am fi o țară fantastică. Credeți asta? Pușcăriile ar fi goale. Acum să vedeți ce e în România, nu dacă știți povestea. Uniunea Europeană și-a dat seama că sunt prea mulți într-un pat de ținuți. Câte 3? Pe un metru stau 3 pușcăriași. Pe 4 metri pătrați stau 8. Și acum le-a venit o idee prin cap la români că decât să mai construiască pușcării, mai bine să le dea drumurile care mai sunt. Ca să vină mereu toți alții, noi. Să pregătească o mare amnistie fericită țării. Așa că stați aici care aveți.
care știți că puteți să stați în țara asta, nu mai veniți. Vă spun eu când să veniți. Nu-i dureros ca o țară să aibă probleme cu pușcăriile. Asta e dovada faptului că e cuvântul Lui Dumnezeu la noi. Tribunale sunt pline. Îți vine termen de judecată după 4 luni, 3 luni de zile. Nu mai pridivesc judecătorii. Pentru o bucată de pământ, pentru copii, pentru televizor, pentru mai nu știu mai ce, pentru o grămadă de prostii. Pentru că, de fapt, am eliminat cuvântul Lui Dumnezeu din viața noastră. Pentru că spune-ne Osea 4:6, poporul meu pierde din lipsă de credință. Fiindcă au lepădat cuvântul meu, zice Dumnezeu, îi voi lepăda și eu pe ei. Lepezi Biblia, te lepădă și Dumnezeu. Nu ascult de Biblie, nu ascult nici de Dumnezeu. Cine nu cunoaște Biblia, nu cunoaște nici pe Dumnezeu. Să minte! Nimic nu va înlocui vreodată cuvântul Dumnezeu. Pentru că omul liber folosește Biblia, trăiește după ea, îi place de ea. Pentru că omul cu adevărat liber caută întotdeauna părtășia cu Dumnezeu. Omul cu adevărat liber e foarte atent la ce se întâmplă în jurul lui și niciodată nu-și va alege un anturaj în care să blastămă și să vorbește urât despre Dumnezeu și în care oamenii vorbesc numai să facă bani și o grămadă de lucruri, dar până la urmă un om care să-ți vorbească despre suflet ai lângă tine. Am ajuns să avem prieteni din interes și ne-am spus celor din biserica noastră, luați-vă prieteni mai deștepți ca voi, mă. Mai spiritual ca voi. Mai sfinți decât voi. Pentru că spunem ce prieteni ai ca să spun cine ești până la urmă. Pentru că, de fapt, omul cu adevărat liber nu se mai înhaitează cu tot felul de ciudați. Pentru că omul acela știe că trebuie să stea în primul rând cu Dumnezeu de vorbă și apoi pe orizontal cu oameni de calitate de vorbă. Pentru că dacă stai cu Dumnezeu de vorbă, ești un om puternic, în rugăciune, în meditație, în cuvânt. Asta e timpul meu cu Dumnezeu. Am lucrat și povesteam data trecută, am lucrat cu menoniță. La ora 1 te lăsau liber. Vorbeai singur, în centru. Mergeau să mănânce cu familia acasă. Se rugau la ora 1, la masă. Noi mâncam tot pe rând, familia. Un corn, tata, unul, mama, cană cu lapte, pruncul, masa era făcută tot timpul, un fast food. Presupune disocierea de anumiți oameni și frați, pentru că te asemeni cu cine stai. Știți ce spune despre Biserica Creștină? Că frații noștri din Biserica Creștină, primă, stăreau în învățătura apostolului, în frângerea pâinii, legătura frățească și în rugăciuni. De fapt, le plăcea să stea cu anumiți oameni. Aveți nevoie de prieteni care să vă înalțe Duhul, să vorbiți despre Dumnezeu și să știți că aveți pe cine suna. Nu există mai mare binecuvântare decât să ai un prieten pe care poți să-l spui și să-i spui, nu mai pot. Dacă nu-l ai o problemă, nu mai pot. Rogă-te acum cu mine și pentru mine. Aveți un asemenea om pe lângă noastră? Aveți grijă de el. Aveți nevoie de un prieten care să aibă grijă de suflet. Căreia să-i puteți spune o poezie, căreia puteți să-i spuneți, nu știu, ceva frumos. Mă, fete, ce am citit astăzi. Aveți nevoie de oameni care să vă tragă spre cer. Nu știu, dacă v-a chemat cineva la biserică astăzi și ați venit, pentru că v-a chemat cineva, faceți-i statuie în seara asta. Pentru că, de fapt, singurul om care e pasă de sufletul dumneavoastră, de fapt, e pasă de veșnicia noastră, te cheamă la biserică, nu în altă parte. Seamă cu biserică, cu tăi, că doar nu o să fiți acolo sfinți. Seamă că mai poți lipsă. Ascultă-mă, în clipa aceasta știi că ai de-a face cu satana. Pur. Și zi, înapoi a mea, diavole. Ia-ți usturoi în gură când vorbești cu asemenea om. Vei semăna cu cine stai mai mult. Căutați această părtășie cu Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu. Pentru că omul cu adevărat liber se gândește la lucrurile de sus. În Eclesiastul 3 spune că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi și gândul veșniciei. Observați că înainte de a pune gândul să facem bani, să ne mărităm bine, Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. E ceva în tine care urlă.
că nu se sfârșește totul aici. N-ai simțit asta? Exact cum mă întreba unul într-o zi, Domnul, ce ar putea să însemneze că a venit la mine îmbrăcat în haine albe și a zis că e Hristos și că trebuie să mă botez? Nu știu, că e foarte complicat visul ăsta. Asta trebuie ceva școli de teologie să ne spună la un bandit, mă. La unul care nu a avut treabă cu Dumnezeu, cum n-am eu treabă acum cu meciurile de fotbal. Dar cum adică să vină Dumnezeu la el să-i tulbure visul, la nenorocitul ăla între două beri? Păi ce Dumnezeu e ăsta până la urmă? Că l-am chemat de atâtea ori prin biserică și parcă nu a venit totdeauna când l-am chemat noi. Și ăla nu l-a chemat și a venit la el. Nu-i dureros că de multe ori Dumnezeu nostru, vorba lui Francis de Assisi, ajunge să meargă la oameni care nu-l cheamă. Și nu ajunge să se ducă la oameni care îl cheamă. Noi știm și avem lecția învățată și nu se potrivește cu lecția noastră învățată, pentru că Dumnezeu e ciudat de multe ori, dar a pus în noi, în fiecare dintre noi, gândul veșniciei. Pentru că dacă stai și îți desfaci pieptul și te uiți în interior, vezi de fapt că acolo e albastru de Voroneț. Acolo e cer. Că ești creat pentru altă lume, nu pentru asta. De-aia nu-ți place și nu o să-ți placă. Și după ce îți cumperi mașină, îți cumpă și nu o să-ți mai placă de ea. Și o să ai casă, să o ai în mijlocul Londrei din partea mea și nu o să-ți mai placă într-o zi. O să te scârbești de tot. Pentru că ești creat pentru altă lume. Zice Ecleziastul, mi-am urât și rodul muncii mele. O să ajungi într-o zi, o să spui, deșertăciunea deșertăciunilor. De fapt, aveți scris cer în voi, fiecare dintre voi. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și ce am observat? Dacă o să căutați pământul, o să pierdeți cerul. Dacă o să căutați cerul, Dumnezeu o să vă dea și pământul. Dacă o să căutați cerul, Dumnezeu o să vă dea și pământul. Că ce e la Dumnezeu pământul ăsta? Păi dacă ăla mă caută pe mine, mă, cum să nu-l binecuvânt? Pentru că Dumnezeu nu zice să fim niște autiști din punct de vedere spiritual. Să spunem, Doamne, eu n-am treabă, mă, cu cerul. Serios, dar impozitele unde ți-l plătești? Dar în primul rând trebuie să cauți pământul acela de sus. Terra incognita, aceea numită cer la un moment dat. Acolo unde stă Dumnezeu și Sfinții Lui. Că ești creat pentru acolo. Cerul ți se potrivește ca o mânușă. Că Dumnezeu nu ne-a rânduit la iad, la mânie, spune Biblia. Păi niciunul dintre noi. Am fost tânăr și am îmbătrânit, zice David, dar n-am văzut pe cel neprihănit și duși pâinea. Niciodată un om al Dumnezeu care caută cerul primată nu va ajunge cercetor. Cercetorii ajung aceia care caută pământul și Dumnezeu, nu, mâncați-l. Bucurați-vă de el. Oare cât pământ îi trebuie unui om? 2 pe 1, dacă ăștia sapă groapa bine. Toată chestia să sape drept. Să nu facă pahar ca la uncul meu, că a închepus sicriul până la jumătate. Nici nu trebuie mai mult. Pământul meu, pământul tău, pământul cui? Ascultați să vedeți ce zice. Că nu e a vostru niciunul, dar că voi într-o zi veți fi a lui. De fapt, până la urmă, pământul e șeful. Nu noi. Nu? Omul cu adevărat liber își iubește și vrăjmașii. Aici deja ne despărțim complet de maneliști. Aici este un punct de separație uluitoare între Biserica lui Hristos și și maneliști. Pentru că ei nu-și iubesc dușmani, au, ca orice om, au dușmani. Dar Biblia zice că să vă bucurați de ei și să-i pupați. Că voi vi-ați făcut. Înțelegeți? Ei au prins esența. Nicolae Guț a prins esența. El zice că dacă trăiești și ai ceva, ai și dușmani. Simte că e pe aproape. Ce nu înțelege el e faptul că se poate și fără ei, reciclându-i. Adică vrăjmașii nu-i mai ai dacă nu vrei să-i mai ai.
Ce trebuie să faci cu ei? Alții zic să nu-i bagi în seamă. Dar zice Biblia, dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe cei care vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Ia pupați și pe ei care nu vă iubesc. Aveți așa ceva? Îs în memoria telefon? Nu? Deci am să le trimiteți un mesaj. Spuneți că iubiți. Da, te iubesc, lasă-mă în pace. Poate că ar trebui să fim cu toții ca Marcu Nichifor, fratele păstor bătrân baptist, când s-a dus acasă mai devreme de la biserică și l-a prins pe unul furând din cartofi. Dar ăla a încercat să ia sacul în spate și nu putea. Și Marcu Pântuniaric l-a ridicat, l-a pus la în spate. Când s-a ridicat hoțul și a văzut cine i-a ridicat sacul, era să paralizeze. Du-te mai liniștit, zice că nu-i nimic pe drum. El a plecat crăcănat apoi cu sacul după el. Am ajuns la concluzie că cine are vrăjmași, dușmani la creștini, înseamnă că și îngăduie un lux prea mare. Faceți-i prieteni, dezarmați-i. Când vedeți că-s mai nervoși pe voi, nu mă îmbrățișați-i. Nu. Produce oxitocină, orice îmbrățișare, un fel de, nu știu ce, ceva o fi. Și te-o desprea, că liniștește omul. O să încercați și cu soțul o casă. Funcționează în 8 cazuri din 10. În celelalte două înseamnă că v-ați apropiat periculos de el. Trebuie să vă iubiți, vrăjmașii, ce Iisus Hristos, când l-au răstignit, pe două zile a înviat. Și mergând pe drumul Emausului, zice, n-ai auzit ce s-a întâmplat în Ierusalim, ce Hristos ce? Nu mi-aș aduce aminte. Când l-au pus pe cruce, știți cum se ruga? Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Oameni buni, dar nu știu ce o să zică cineva pentru că m-am pocăit, dar care e problema? Uite, nu știu cine m-a vorbit de rău. Iartă și iubește și uită. Nimeni nu dă cu piciorul într-un câine mort, înseamnă că ești viu. M-a vorbit cineva de rău. Dar cum vrei să te vorbească? Dar cel mai mult mă doare când au pe mulți. Zice, m-au vorbit pe nedrept. Dar voiam să te vorbească pe drept? Pară-ți bine, zice Iisus Hristos, când suferiți. Și nu e adevărat. Dar când suferiți ca niște răufăcători. Să nu vă pară bine. Să plângeți. E vremea să pricepeți că un om liber își iubește și vrăjmașii. E greu, e foarte greu. Povestea unul dintre păstori că zice că în biserică la el s-a pocăit unul din ăsta, mă, tun zero și tatuat și care rupea câte un spate pe zi. Duminica s-a dus la botez. Duminica seara când a venit de la biserică liniștit, malacul mărgând pe drum, a venit vreo 10 din aia, de-a lui. E cu săbi ninja. Ziua ninja, noaptea ninja, dimineața ninja iară. Te-ai pocăit! Gata, muțuie tu pe coșe. Scrie în Biblie la tine acolo, zice că dacă strașma o palmă a fost un obraz, trebuie să întorci în celălalt obraz. Scrie! El ardelea încet. Eu zice, dacă aș fi în locul vostru, n-aș încerca. Zice, dacă mă pot stăpâni, e fericit de mine. Dar dacă nu mă pot stăpâni, e vai de voi. E o luptă. E o luptă. Viața e o luptă. Zice, cum poți să trăiești că-s mulți în jurul tău care te mușcă? Au de unde, mă? Nu... Au de unde? Știți, cu vrăjmașii ăștia noștri, ce probleme avem? E faptul că suntem din Dumnezeu și cât iubim și cât iertăm.
poezia lui unul din cei mai mari sonetiști ai noștri, Mihai Codreanu. O parte din ea și mi-a mai spus că poate fi iertat, Hristos vorbea, și Iuda cel vânduc un sărutat ca să-și sporească un sărut arginții. Și apoi plecând din prag a spus, pe a spus așa, comora sufletului ca și a minții e să iubești pentru a putea ierta. Câți de dumneavoastră nu sunteți căsătoriți acum, ridicați mâna sus. Ce e aici? Aveți prăjituri că se termină programul. Ceai, să stați, nu vă grăbiți. Dar să nu vă căsătoriți toți. Cine nu poate ierta, să nu se căsătorească. Bine? Cine e egoist, să nu se căsătorească. Cine caută perfecțiune, să nu se căsătorească. Deci să-mi promiteți că nu vă căsătoriți toți. Care nu pot să nu se căsătorească pentru că de iertat, de iubit, de amărât, de luat de la capăt de o grămadă de ori. Și aș vrea să închei spunându-vă că un om cu adevărat liber îi mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru. Pentru orice lucru. Pentru că spune în Psalmul 50, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește pe mine. Dacă poți să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a dat afară de la servici săptămâna trecută, știind că tu ești în planul lui Dumnezeu, că nimic nu se face fără El. Dacă poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru fiecare clipă în care trebuie să plângi în ultima lună, că eu n-am văzut om care să plângă și să fie rău. Dacă ai ajuns să guști țărâna și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru faptul că mai jos de atât nu poți cădea. Dacă ai ajuns să întrebi de ce? Și apoi după aceea să te liniștești singură. Și singur. Chiar dacă ne-au observat răspunsul. Slavă Domnului! Vreau să-i mulțumim Dumnezeu pentru părinții dumneavoastră. Unul dintre dumneavoastră îmi povestea acum de taică-s-o alcoolic. E bine că l-ai. Cunosc o grămadă care nu și-o cunoscut. A fi avut vreun tată, măcar a fumat din asta așa. Nu l-au. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ai putut vărsa și lacrimi. Știți că este o boală ochilor și vai de noi dacă nu putem plânge. Știți că lacrimile curăță ochii. Am fi toți orbi fără lacrima. Să-i mulțumim Dumnezeu pentru că ați ajuns în țara asta. Pentru că aici ați învățat ce înseamnă să vă ajutați unii pe alții. Să învățați să o luați de la capăt. Să găsiți alți oameni. Să-i mulțumim Dumnezeu pentru orice, fie că mâncați, fie că beți. Mulțumim Dumnezeu pentru fiecare lucru, pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. O grămadă dintre voi de nu veniați aici, nu erați pocăiți astăzi. De nu treceați prin necazuri și prin suferințe, n-ați fi cunoscut ce înseamnă iubire adevărată. Când a murit a doua soție lui George Mueller, au venit de la ziar să-l întrebe că cum poate Dumnezeu pe care el îl slujește să permite lucrul acesta. Și a spus George Mueller așa, această orânduire dumnezeiască mă lasă profund de fericit.
să rud mâna care m-a lovit. Dacă veți putea lua mâna lui Dumnezeu și să rutați în toate necazurile vieții noastre, sunteți libere. Sunteți libere. Cu adevărat libere. Știți ce am realizat astăzi? Că n-a fost o zi când să vin aici în Londra și să pot să slujesc în biserica aceasta nefiind bolnav. Data trecută de-abia am plecat la avion, atât mi-erau de umflate picioarele. În urmă cu 2 luni de zile m-am dus de aici și m-am internat direct în Cluj. N-am mai ajuns acasă. M-am dus la spital la urologie pentru că am crezut că mor lângă baptistier. Vreau să vă spun doar atât în seara asta. Nu lăsați ca diavolul să vă mai țină legați. Fiecare știți de ce mai sunteți legați. De lucruri, de obiceiuri, de vreun om. Știți cum puteți să fiți libere, liberi. Acum aveți ocazia, luați telefonul în mână, aveți telefonul în mână și aruncați-l de afară din agenda pe omul ăla. Eliberați-vă. Ce ziceți de asta? Poate că e un număr de telefon, poate că e un nume acolo. Poate că e ceva ce vă omoară. E omul care vă aduce droguri. E omul care vor da banii și acum vă... Sau omul care nu vor de la dumneavoastră numai sex. Aveți ocazia să-l ștergeți acum, să fiți libere și liberi. Tot robi, să plecați din locul acesta. Tot robe! Veniți și vorbim despre Duhul lui Dumnezeu. Păi dacă Duhul lui Dumnezeu nu vă dezleagă pe dumneavoastră de aici, din seara aceasta, înseamnă că ce facem noi aici, n-are rost să mai facem și închidem biserica în seara asta. Dacă Dumnezeu nu eliberează, dacă Dumnezeu nu motivează, dacă Dumnezeu nu sfințește, dacă Dumnezeu nu umple cu Duhul Sfânt, dacă Dumnezeu prin Iisus Hristos nu rupe lanțurile, venim degeaba la biserică, plictisiți-vă în altă parte, mergeți în puburi! Haideți să ne ridicăm. Poate că te-o ținut ceva legat. Poate că te-o ținut cineva legată. Poți renunța în seara asta la lanțuri, să nu mai zorne în capul tău. Spune lui Iisus Hristos, Doamne, în seara aceasta eliberează-mă, Doamne. Vreau să-mi iubesc vrășmașii, vreau să-ți mulțumesc pentru orice lucru, vreau să mă gândesc la lucrurile de sus, Doamne. Vreau să am un anturaj potrivit, vreau să iubesc cuvântul Tău. Vreau, Doamne Dumnezeule, să înțeleg că Tu ești un Dumnezeu care mă vrei luptându-mă împotriva oricărei păcat, oricărei ispită. Îți mulțumesc pentru oamenii aceștia care se botează, Doamne, seara aceasta. Poate că pe tine diavolul te-a îngenunchiat și a spus, fă o mâine. Poate că mori până mâine. Că nu există armă mai puternică a diavolului decât mâine. Tu mai ai secunde de trăit, minute. Și diavolul spune mâine. Așa a spus mereu, mâine. Că diavolul spune că poți să te împaci cu Dumnezeu, dar nu astăzi, mâine. Este cineva în această seară care vrea să o ia de la capăt cu Hristos? Poate că cineva se simte legat. Și crezi că ești legată de un lucru sau de un om sau de niște obiceiuri sau legat. Știți cum procedăm? Închidem cu toții ochii și începem să ne rugăm. Și dacă este cineva aici care simte că are nevoie de libertatea lui Hristos și încă e legată și încă e legat de lume, să vină aici în față. Pentru că vrem să ne rugăm împreună. Vrem să ne rugăm și să pleci de aici dezlegată și dezlegată în numele lui Iisus Hristos. Nu te-am întrebat acum și nu o să ne întrebi în ce biserică vii. Dacă este cineva care în această seară vrea să se boteze, să zicem, să facă după aceea un pas mai sus, aici pe scări, să vină aici lângă baptistier. Poate că de fapt diavolul ți-a spus și ți-o mâine.
Las că mai e vreme, bucură-te de lumea aceasta. Cum să te bucuri de lumea aceasta? Hristos îți spune să te bucuri de El. Avem la dispoziție un minut. Să veniți aici în față oamenii care vor să fie liberați. Și aici sus pe scenă oamenii care vor să se boteze. Toată biserica stă cu ochii închiși. Continuați să vă rugați. După aceea începem să ne rugăm și apoi începem botezul, dar acum în seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să facă o minune cu tine. Sângele lui Iisus Hristos, Satan, să pleci din viața noastră. Diavole, tu n-ai nimic de aici. Aici Iisus Hristos este Domnul. Aici Iisus Hristos este Domnul. Diavole, tu n-ai nimic de aici. Aici este teritoriul celui ce este viu în vecii vecelor. Sângele lui Iisus Hristos peste frații și surorile mele. Dezleagă-i, Doamne, de orice legătură demonică în numele lui Iisus Hristos. Leagă-i, Doamne, Iisus Hristos de tine. Continuați să vă rugați, biserica, pentru ei. Rugați-vă. Ridicați mâna dreaptă și întindeți-o în față. Ca semn de biruință pentru ei. Cerând numele lui Dumnezeu pentru ei. Gata, începem să ne rugăm pentru ei. Sfințește-mi, Doamne, ființa mea,
să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. La crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez cu viața mea. Sunt obosit de-al meu păcat, sufletul mi-a îndurerat, ajută-mă. Trimite-mi, Doamne, har din cer, dă mângâiere să-mi împiet, primește-mi, Doamne, viața mea, la cruce, la calvar. Sfințește-mi, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Trimite-mi, Doamne, har din cer, de mângâiere să-mi pierd, primește-mi, Doamne, viața mea, la cruce, la calvar. Sfințește-mi, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Vin în această seară înaintea ta și îți mulțumesc pentru că împreună cu biserica am învățat încă o dată că tu ești Dumnezeu care vrei să fim liberi. Tu vrei ca să avem aripi. Tu vrei ca să nu mai stăm în cușca diavolului. Tu vrei ca să nu mai fim legați. Tu vrei ca în această seară să ne dezlegi pe noi de toate păcatele și să ne legi de Duhul Tău cel Sfânt strâns. Mulțumesc pentru oamenii care au venit aici să fie dezlegați. Mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru că știu că l-ai biruit pe Satana. Pentru că nu totdeauna ai dat cu diavolul de pământ pentru noi. Pentru că victoria noastră, numele Tău. Și noi ne lăudăm cu Tine. Noi ne lăudăm cu Tine, Liberatorul nostru. Iisus Mesia, care ești Domn peste toate lucrurile. Iubirea noastră și pacea noastră. De aceea proclamăm eliberare peste ei și numele Tău să fie lăudat în viața lor și Tu să fii Domnul vieții lor. Ridicați-vă numele Lui Iisus. Biserica, vrem să mulțumim Dumnezeu pentru că s-au mai adăugat și oameni la botez. Haideți să ținem ochii închiși în continuare. Mai este cineva care vrea să boteze în seara asta? Mai este cineva pe lângă oamenii care s-au anunțat și pe lângă cei care au venit deja să fie oameni care să facă lucrul acesta? Țineți ochii închiși, dacă mai este cineva, mi-a dăm posibilitate un minut. Poate că nu te-ai pregătit tu, dar Dumnezeu vrea să te pregătească în seara aceasta. Poate că vrei să faci în această seară un legământ cu cerul altfel decât ți-ai imaginat. Nu te întrebăm de unde vii, nu te întrebăm ce păcate ai făcut. Nu te întrebăm decât doar atât. Vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos toată viața? Vrei să fii un om liber în seara asta? Mai este un minut. Toată biserica se roagă în Duhul. Continua să mijlociți. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine. Continua să vă rugați. Poate să au rugat părinții pentru tine. În România poate și-o fi rupt maică-ta coatele și genunchi și-o postit și s-au rugat. Poate că în seara aceasta se împlinește rugăciunea lor. Mai avem 30 de secunde. Chemarea nu o fac eu, ce-o face Duhul lui Dumnezeu prin mine. Mai este cineva în această seară care vrea să îmbrace haine eliberării lui Iisus Hristos? Mai vrea cineva să răspundă cerului cu da? Aleluia! Aleluia!
Mai vrea cineva în seara aceasta să facă pact cu cerul? Să știi că Dumnezeu te-a adus în Londra ca să închei legământ cu El? Smulge-te din cuiele păcatului. Smulge-te din cuiele zilei de mâine. Continuați să vă rugați. Nu știți ce importanță mare are rugăciunea voastră. Mai sunt 20 de secunde, cred. Poate acum se împlinește rugăciunea celor dragi. Poate că nu mai sunt ai tăi. Dar Dumnezeu încă lucrează la inima ta. Aleluia. Continuați să vă rugați. E o luptă pe viață și pe moarte aici. Satan te trage de o mână, Hristos de cealaltă. Nimeni nu-i pasă de sufletul meu, orice scăpare e pierdută pentru mine. Să nu spui asta, e o bătălie pentru sufletul tău. Mai este cineva înainte de a începe botezul care vrea să facă cu cerul, cu cerul pace în seara asta? Poate că e ultima dată când mai poți veni într-o biserică. Poate că e ultima dată când mai poți să stai înaintea lui Dumnezeu fără ca să intre Dumnezeu la judecată cu tine. Poate e ultima dată în care pacea lui Dumnezeu te mai învăluie. Poate că e ultima dată când mai vezi cu ochii sau mai poți vorbi cu gura sau mai poți umbla cu picioarele. Mai este cineva în această seară care vrea să o ia de la capăt? Mulțumesc pentru că știu că Tu lucrezi. Începem slujba de botez în seara aceasta, Doamne, cu Tine de mână. Tu cu noi. Lăudați să fie Domnul. Haideți să mai cântăm ceva, David, înainte de a începe botezul. Aleluia! Spune de ce tot alegi. Spune ce vrei să culegi. Spune ce vrei să culegi. Pierzi. Pierzi rădăcina în plegi. Îneștire. Îneștire. Vei afla. Fără Iisus, toate sunt amăgire. Spune de ce tot alegi. Hai, spune ce vrei să culegi. Spune ce vrei să culegi. Pierzi rădăcina întregi. Stăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru că ești Domnul nostru. Aleluia. Și toată biserica va zice Amin. Și toată biserica va zice Amin. Ce înfricoșat și frumos ești în locul acesta, Doamne. Aleluia. Cu știi Tu să ierți. Aleluia. Cu știi Tu să ridici. Cu știi Tu să mângâi. Cu știi Tu să pui pace. Aleluia. Cu știi Tu să răspunzi rugăciunilor. Cu știi Tu să umpli cu Duhul Sfânt. Cu știi Tu să faci minuni. Glorie Ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, care pretutindenești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, Tu care Te-ai sălășuit în noi, lăudat să fie Domnul, preamărit să fie Domnul, în veci! Ocupați locurile, începe botezul. Gata. Gata, gata, să vedem ce liste avem deocamdată, după aceea mai botezăm și fără listă, că asta este viața. Slăviți să fie Domnul! Am început cu 6, deja până acum avem 9. Începem cu... Cu voi începem. Ionela Petrișor, ridică-te în picioare, haideți! Sebi, Dani, veniți aici! Uitați ce haină de botez și-o adus direct din America, uitați-vă. Da. E cu porumbel. E special pentru ziua asta. Da. Și ce vrei să faci cu ei de aici încolo acum? Aș vrea să o dăruiesc, ca să fie cât mai mulți.
Dacă vrea cineva să o ia, vă dă udă mai târziu. Dacă promis, că îmbrăcați în seara asta. Așa este. Ne bucurăm pentru tine. Câți ani ai? E vremea să vii în bazin. Hai, gata. Doar nu vreau să te botezi pe uscat. Bun. Ionela Petrișor, 27 de ani, din Iași. Cu cine ești astăzi venit aici? Ridicați-vă în picioare care sunteți prietenii și colegii ei. Haideți să-i aplaudăm! Ai dreptul să bocești, dar numai de bucurie. Deci clar? Clar. Îl iubești pe Iisus Hristos? Zi tare! Da. Din toată inima? Da. Până când cu Iisus? Toată viața. Pe baza mărturiei, credinței tale, mărturisirii tale, te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh sau Spirit! Haideți să vă povestim ceva de familia Munteanu. Ia ridică-te în picioare și tu, soțul. În această seară vin aici lângă ea să povestesc o grămadă de lucruri despre voi. Ieri câți ani ai împlinit? 30. 30. Ai fost cu noi la picnic. Da. Luat-o, ți-am tort. Da. Da, i-am luat tort. Pentru că ieri am împlinit 30 de ani. I-am luat tort și flori am luat din partea bisericii. Și știți ce s-a întâmplat astăzi de dimineață? Care a fost? Și-a adus copilul la binecuvântare. Și știți ce s-a întâmplat astăzi? Copilul a împlinit azi un an. Mâine. Mâine împlinește un an. Mi s-a părut că e grăsuț, că e greu. M-am gândit, asta n-are 6 săptămâni. Era să distrugă Sebi. Bun. Îl iubești pe Iisus Hristos? Din toată inima? Din toată inima. Sunteți fericiți? De câte vreme căsătorit? În decembrie facem 3 ani. Tineri, foarte tineri. Și cum ați hotărât așa dintr-o dată? Cum se... Eu v-am apucat! L-am întrebat, eu... Cum l-ai întrebat pe el? Nu, i-am zis că vreau să mă botez și l-am întrebat, vrei să te botezi și tu cu mine? A zis nu. A zis da. Ai un spirit de convingere ciudat. Mai încearcă să mai convingi pe câțiva acum zile astea. Pentru că cine face lucrul acesta trebuie să fie un mărturisitor al lui Iisus Hristos. Până când cu Iisus? Până în veșnicie. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii credinței tale, înaintea lui Dumnezeu, a ceea ce se văd a soțului tău, te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin! Iisus Mesia, Peste toate tu vii, soțul ești Salvator Emanuel. Aduci izbăvire. Iisus Mesia, Rege ești! Iisus Mesia, Rege ești! Vlad, stăm înaintea lui Dumnezeu în această seară. Soția ta s-a botezat, copilul l-ai dus la binecuvântare. Astăzi o familie împlinită și fericită. Îl iubești pe Iisus Hristos? Da. În toată inima? Da. Până când cu Iisus? Toată viața. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii credinței tale, te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin! Ești un Dumnezeu fără asemănare, ești un ce vindeci,
Spune cum te numești aici să te audă toți. Antal Robert. Ești ungur? Da. Eu zic să nu-l botezăm. Nu? Nu, 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 nu. Domnul să-l bine. Apropo, câți maghiari avem în sală? Ridicați-vă în picioare. Ridicați-vă, așa. Aleluia! Domnul să vă binecuvinteze. Ești împreună cu cine aici? Familia. Familia, ridicați-vă, familia. Stand up. Stand up. Asta și doi. Înțeleg ce se întâmplă aici? Înțeleg bine, așa e? I-ai învățat românește? Nu. Ce n-ai avut? Timp. Nu, să ai. Sper. Toare când vin să-mi spun o poveste. Copiii ăștia, capra cu treiezi, public românească, moriezi toți. Îl iubești pe Iisus Hristos? Da. Și lor ce le-ai spus? Da. Familie, se bucură pentru tine? Foarte mult. Foarte mult. Ne bucurăm și noi atunci. Până când cu Iisus? Toată viața. Amin. Așa să ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii credinței tale te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ionel Borcuș, de 20 de ani, în satul mare, vine în țară. Da. Părinții? Acasă. Știu că faci lucrul ăsta. Da. Și ce-or zis? Se bucură. Se bucură? Bineînțeles. Iată o rugăciune împlinită. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Cu cine ești aici? Prieteni care... Ridicați-l în picioare, cel care... Prietenii acestui tip... Sunt patru dintr-un șut, ca pe slăbănog. Știți când l-am dus pe acoperiș. Îl iubești pe Iisus Hristos? Da. În toată inima ta? Da. Până când cu Iisus Hristos? Până la moarte. Pe baza mărturisirii credinței tale, acum la 20 de ani, te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tu ești edățuia mea, tu ești adăpostul meu, o lumină. Răzvan Bodog, nu? Ai ceva barbă? Yes. Un început mic. Absolut. 26. De unde vii? Oradea. Vihorean. Lasă-te, botez, eu botez. Părinții? S-a acasă. Știu ce faci. Da. Se bucură? Plânge. De bucurie. Mama, în special. Până mă plânzi altceva cu tine, așa? În sfârșit plânge și ea de bucurie. În sfârșit. Cu cine ești aici în sală? Veniți care sunteți prieteni. Hai, ridicați-vă în picioare. Aplaudați-i. Din toată inima cu Iisus Hristos. Crezi că ți-a iertat păcatele? Da. Până când cu Iisus? Până la moarte și dincolo de ea. Pe baza mărturisirii credinței tale, te botezăm pe tine în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dar mi-a deschis ochii toate. Dar mi-a deschis ochii, Doamne, sunt mântuit.
Cosmin, uite, eu îți dau ție microfonul și tu spune ce vrei tu în seara asta, ce s-a întâmplat, de ești în apa... Îl iubesc prea mult și vreau să îl urmez toată viața și dincolo de ea. Aleluia! N-ai venit să te botezi. N-ai venit, mi-ai spus mie că nu vrei să te botezi. Da. Fain. Și ce te-a făcut să vii aici? Știi ce mi-a zis? A zis că nu-i pregătit. Și am zis foarte bine, du-te acolo. Și l-am trimis. Dacă nu-i pregătit, să meargă să pregătească. Uitați-vă unde e acum. Să nu cumva să scape în apă. Vreau să vă spun un adevăr. O să-ți prezint niște oameni totalmente nepregătiți care s-au botezat aici. Toți. Pentru că viața de creștin e o luptă. Și ce spune Sfânta Scriptură? Ce spune mie? Că acela care a început în noi lucrarea astăzi, o va și sfârși eu. El începe, El sfârșește noi. Tu n-ai înțeles că tu ai timpul Lui, nu al tău. Și Dumnezeu a zis din veșnicie că tu astăzi te botezi. Și eu când te-am trimis pe tine jos acolo, Dumnezeu râdea. Că știu că vii înapoi. Și au zis, dacă nu au vrut să-și facă poză la început, nu-i nimic, să îmbracă rapid. Pentru că Dumnezeul nostru e mare, puternic și sfânt. Îl iubești pe Iisus Hristos. Da. Din toată inima. Din toată inima. Până când cu Iisus. Pentru totdeauna. Aleluia! Pe baza mărturisirii credinței tale, te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin! Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Cum te cheamă? Juneanu Daniel. De unde ești, Daniel? Galați. Câți ani ai? 19 ani. Părinții tăi unde sunt? Da. Părinții sunt în România. Creștini? Da. S-a rugat pentru tine? Da. Știu ei acum că te botez tu? Da. Cineva că le-a spus. Știe. N-ai venit să te botezi? Nu. Dar stă bine cu haina asta. Crezi că Dumnezeu te va ajuta să duci la bun sfârșit ce ai început astăzi? Da. Aleluia! Care sunteți cu El pe aici și îl cunoașteți? Prieten cu voi? Ridicați-vă în picioare dacă este cineva. Acum știi cum e, fie că te ajută ei pe tine, fie că e ajustul pe ei, că eu nu știu care e relația. Ei pe tine. Bravo, mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim pentru ce ați făcut pentru omul ăsta. Mulțumim. Mulțumim. Iisus Hristos e Domnul. Până când cu Iisus? Toată viața. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii credinței tale, te botezăm, Daniel, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Vino, te cheamă Dumnezeu, dragostea ta s-a jertfit Fiul Său. Vino, El te-a răscumpărat, să fii
Cornel Mihai Cureluș, am zis bine? Ai 22 de ani, vii din Suceava. Da. Părinții? Pentecostal din Suceava. Frați, surori pe aici? Am frate. Și prieteni care mai ai, ridicați-vă în picioare care sunteți. Că le cunoașteți pe omul ăsta. N-ai venit să te botezi. Nu. Știi că este o vreme pentru toate. Așa este. Și astăzi e vremea ta. Așa este. Aleluia! Eu cred că Dumnezeu te-a eliberat în seara asta de toate legăturile pe care le-ai avut. Aleluia! Și vei fi un om liber. Aleluia! Și parcă și simt că-ți cresc aripi așa dacă... Aleluia! Să rămâi lângă Hristos toată viața ta. Fără El, zero tot. Îl iubești pe Iisus? Foarte mult. Aleluia! Până când cu Iisus? Cu ajutorul Domnului, cât voi exista. Aleluia! Pe baza mărturisirii credinței tale, Cornel Mihai Cureluș, te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin! Ce-a folosit unui om să câștige lumea? Și-a pierdut sufletul pentru totdeauna. Și ce-a folosit unui om să câștige lumea? Și-a pierdut sufletul pentru totdeauna. Nu știi că viața e trecătoare? Nu știi că viața e trecătoare? Haideți să închidem ochii înainte de a mulțumi lui Dumnezeu, pentru că merită, avem de ce să-i mulțumim. Încă o dată am văzut minunile lui la lucru. Numai Domnul poate face lucrurile astea. Noi nu putem convinge pe noștri nici măcar cu o sătundă, d'apoi să ajungă în apa botezului, d'apoi să încheie legământ cu Dumnezeu. Cel mai mare lucru care îl poate face un om în viața lui. Înainte de a pleca de aici și a mulțumi Dumnezeu și a lăuda, mai pun o întrebare. Cât cerul, cât iadul, mai este cineva în seara aceasta? Toată biserica stă cu ochii închiși, să rog. Aici este apă. Famenul etiopian a zis, ministru de finanțe, uite apa, ce mă împiedic să fiu botezat? Dacă crezi, se poate. Poate că în seara aceasta e timpul pentru tine și n-am știut nici eu și n-ai știut nici tu până acum. Poate că în seara asta Dumnezeu te cheamă acasă. Poate că în seara asta Dumnezeu vrea să împlinească o rugăciune. Mai este cineva care vrea să boteze în seara asta? Continuați să vă rugați 30 de secunde înainte de a încheia slujba. Te cheamă Dumnezeu să-ți schimbi viața și trebuie să faci un pas. Trebuie să ai un început. Trebuie să bați o bornă. Douăzeci de secunde. Este cineva care vrea să spună nu lumii și da lui Hristos în seara asta și vrea să trântească lumea la pământ? Și să meargă cu Iisus Hristos de mână tot restul vieții? Să fie un om al lui Dumnezeu? 10 secunde. Nu mie îmi faci un bine. Mie îmi faci bine dacă se termină slujba mai repede. Ție îți faci un bine. Este cineva care vrea să-i spună da lui Hristos? Este cineva care vrea să spună lui Hristos în această seară să fie al 11-lea? Mai este cineva care vrea să spună lui Hristos, tu ai murit și pentru mine și de ani de zile mă aștepți.
De ani de zile îmi dai tone de binecuvântări, de ani de zile mi-arăți dragostea ta. De ani de zile mă ții la pieptul tău și eu nu ți-am răspuns cu dragoste. Din seara asta vreau să fiu copilul tău. Mai este cineva care vrea să spună cerului un da? Rugați-vă, Duhul lui Dumnezeu poate să facă minuni, să dezrobească, să deslege, să meargă oamenii fericiți acasă, de la biserică să merge fericit, de la biserică să merge împlinit. Și până se îmbracă omul nostru în haine albe, tu ești cel tare, David, tu ești foarte tare. Dumnezeul nostru tare și sfânt. Slăviți să fie Domnul! Câți ani ai? 23. De unde vii? Din Pitești. Din Pitești. Căpuzarul Andrei Răzvan? Da. Părinții? În România. În România. Cu cine ești aici? Ridicați mâna sus. Oh, îl cunoașteți! N-ai venit să te botezi, dar Dumnezeu a vrut ca tu să te botezi în seara asta. Păi da, m-am rugat, am zis că dacă e, dacă e seara mea, să... E seara ta! Să mai îi spuneți odată. Eu n-aș mai risca, eu n-aș risca așa. Eu n-aș risca așa. Iisus Hristos te iubește. Iisus Hristos te iubește. Până când cu Iisus? Toată viața. Toată viața, pe baza mărturisirii credinței tale. Te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tu ești cel mare. Yeah.
mare. Ești Dumnezeu fără asemănare. Ești Cel ce vindec, poate putere, Iisus, Iisus. Numai pentru Iisus Hristos, gata! Mulțumim, Doamne, mulțumim pentru seara asta. Mulțumim că ești Dumnezeul nostru și ne lăudăm cu tine, și ne lăudăm cu tine, și ne lăudăm cu tine, pentru că meriți toată slava, cinstea, gloria și onoarea în veci de veci. În veci de veci. În veci de veci. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru seara asta și pentru toți care s-au botezat, pentru toți care au venit cu ei, pentru toți care s-au rugat, pentru toți care au visat seara aceasta, pentru toți care au slujit în seara aceasta, pentru biserica aceasta, pentru ce va fi în continuare. Numele Tău să fie lăudat, pentru că ești Domnul, Împăratul și iubirea noastră. Amin!